Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am văzut un studiu de la o companie de asta de verificare a istoricului mașinilor. O companie internațională. Da. Un site. Car vertical, toată lumea știe. Toată lumea știe despre ce vorbești. Așa. Okay. Jumătate dintre BMW-urile verificate pe platformă puseseră avariate. Tranzacții la mâna a doua. Și asta e surpriză? Asta nu înseamnă că jumătate dintre BMW-urile care circulă pe stradă au fost avariate la un moment dat. Doar cele care ar fi putut circula dacă nu erau avariate. Înseamnă că oamenii intră pe această platformă să verifice dacă mașina respectivă, pun vinul, da? Seria de șasiu, pun acolo să vadă istoricul mașinii. Jumătate dintre BMW-urile verificate fuseseră avariate. Deci fuseseră ceva... Deci... Asta e. Modelele respective BMW sunt și vânate de hoți. 17,7% din totalul furturilor din și de mașini sunt marca BMW. Mie aici mi se pare procentul cam mic. Cam mic. Sincer. Toate oglinzile de BMW sunt inscripționate. Sunt inscripționate. Nu cred că a avut cineva BMW să n-aibă o problemă cu vizitatorii. Să știi că eu am avut BMW o noapte și am avut probleme. Serios? Da. Am primit un BMW în test. Pentru o zi, l-am parcat în fața blocului, peste noapte am visat că a fost furat. Ai visat? Am visat că a fost furat. Și primul lucru pe care, mă jur, a fost ceva cu totul ciudat. Și când m-am trezit, m-am dus pe balcon să văd dacă mai e mașina în fața blocului unde o lăsasem. Era, zic, m-a liniștit. Și când am coborât, nu mai avea oglinzi. Urechi. Da. Îi luase rău. Mi se pare tare că oamenii au reușit să treacă peste chestia asta. Și adică am văzut de mai multe... mașini cu număr de matriculare diferit de cel de pe oglinzi. Adică... Da, le cumpără... A, okay. Serios? Da, am de vânzare niște oglinzi, vrei cu Prahova, cu Dâmbovița, cu ce vrei. Bă, da, pe vremuri erau... se furau casetofoane din mașină. Da. Și era apărusere la un moment dat moda casetofanilor cărora le luai fața. Am avut și eu de la luai fața, te duceai la terasă, te întorceai, când de fiecare dată luai fața respectivă. Da. Deci n-au apărut, n-a scos cineva oglinzile detașabile. Jur, ai BMW, o iei pe una, o iei pe cealaltă, te duci în casă și la revedere. Da, deci cum spuneam, implicate cel mai... Băi, adevărul că BMW-urile astea, și mă gândesc, dacă le-ar pune semnalizatoare, poate că n-ar mai fi implicat în atâtea accidente. Dar nu-mi dau seama cum... E singura marcă la care nu se pun... Cred că se pun semnalizatori artizanal. Dacă se mai pun, tu... dar nu funcționează, da. Da. 7,5% în 2023. 7,5% dintre toate vehiculele verificate pe această platformă avuseseră kilometrajul dat înapoi. Odometru, deci kilometrajul cel mai rău modificat, scrie Spot Media, care analizează acest studiu, este al unui Volvo V70. Asta este un crossover. Break. V70 e break-ul ăla, da. Break mare, cross-country, ceva. Da. Un break de ăsta mare cu gardă la sol mai mare. V70, kilometrajul de la acest Volvo fusese dat înapoi cu... 450.000 de kilometri. O viață de om, practic. 450.000 de kilometri. Era ca nou. Dar deținătoarea recordului, asta mi-a plăcut, deținătoarea recordului absolut în privința asta... E break-ul ăla ca un drink. Da. 70, gata. Foarte frumos, îmi place, mă. Deținătoarea recordului absolut la kilometraj dat înapoi este o Toyota RAV4 care a avut 993.000 de kilometri scoși de pe odometru. Ești nebun. Da, fiind Toyota... Au lăsat-o la jumătate de milion de kilometri, că Toyota e nemuritoare oricum. Adevărat. Nu, sigur, asta e o glumă, că eu știu că kilometrajul merge până la un milion. Da. Nu. Adică e nemuritoare, vă spun eu. Da, e nemuritoare. Păi tu ai Toyota și... Am mai avut încă una, adică sunt... El a trecut deja de un milion și e la al doilea milion. Kilometrajul până la un milion merge, nu? Nu știu, că n-a ajuns nimeni. Nu știu. Da. Da. Deci îți dai seama că ăla care a dat înapoi, băi, s-a și lăcomit. Deci Toyota RAV4 avea 993.000 de kilometri. Deci a făcut un milion de kilometri. Da, mă, a lăsat-o cu 7.000 și a lăsat-o cu 7.000. Da. Și zice, mașina e nouă, boss, are 7.000 de kilometri. Uite, cineva își amintește că Dacia 1300 avea oglinzi detașabile. Da. Că erau alea cu... Că erau prinse cu două șurubele. Da, frate, și erau cu șurubelul. Corect, așa este. Și pe atunci chiar era universal. Adică luai oglinda aia, puteai să o folosești la orice mașină. Dar Dacia se desfăcea, am văzut eu. Adică era legenda asta urbană și am verificat-o în parcare la Tele7 cu niște colegi. Așa. Se deschidea dacă o ridicai, dacă se strângeau niște băieți mai vlășgani, așa, și o ridicau... Plecai cu ea.
Nu, ea se curba un pic și se deschideau ușile. Făceai click și plecai cu ea. Și de asemenea, puteai, dacă aveai vreo 5-6 chei de Dacia, mai luai de la prieteni. Dacă îți uitai cheia, nu? Și încercai. Și din alea 5-6, una se potrivea sigur. Da, da, da. Am pățit așa. Acum foarte mulți ani am luat Dacia părinților, da, și am plecat undeva lângă Iași. Și ce am făcut eu? Am închis mașina, am blocat-o cu cheile înăuntru. Da. Și am sunat-o pe mama, zic, mama, trebuie să vii cu cheile de rezervă, da, asta e, o să dureze, nu-i mic, te așteptăm. Și m-a sunat mama peste câteva minute, zice, am vorbit cu, nu știu, cu cineva care se pricepe și zice, mai sunt Dacii prin preajmă? Da. Da. Vorbește cu oamenii. Vorbește cu oamenii și încearcă alte chei. Și de la a doua a funcționat. Am des cu mașina, după care mi-am recuperat cheile, adică a fost simplu. Da. Lucru bun, domnule. Uh-huh. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.